Bună dimineața și bine ați venit la Părinți la Fix. Să fii părinte ca și cum ai juca un joc video foarte dificil, dar fără opțiunea de pauză. Să ridice mâna cine a încercat vreodată să-și facă o cafea în timp ce jonglează cu un bebeluș în brațe și nu mă face să încep cu somnul sau, mai bine zis, cu lipsa lui, ajungi să te uiți cu invidie la bateriile telefonului, măcar ele se încarcă complet peste noapte. Ei, căutăm și astăzi alături de specialiștii noștri soluții la provocările de zi cu zi, așa că rămâneți cu noi pentru că urmează o oră plină de sfaturi, povești și, bineînțeles, umor. De la decorarea camerei bebelușului și alegerea celor mai bune cărți despre parenting, până la gestionarea emoțiilor și pregătirea pentru nopțile nedormite, vom afla cum ne pregătim pentru rolul de părinte și care sunt pașii esențiali pentru a ne asigura că îl vom întâmpina pe noul membru al familiei cu brațele deschise și cu inimile pline de iubire. Nușa Bugeac, psihoterapeut, ne va spune care sunt pașii în această călătorie. Bine te-am găsit, Nușa! Bine v-am regăsit! Îți aduci aminte așa de începutul acestei călătorii? O, da. Și eu mi-aduc aminte. O, da. Dar să știi că se mai estompează unele lucruri. Cred că Dumnezeu știe ce face, nu știu cum să spun. Probabil că da, că așa n-am putea avea al doilea, al treilea, al patrulea copil. Uite, așa te păcălești. Exact. Am promis că o să și râdem în emisiune, așa că noi am început deja. Eu zic așa că nu trebuie să privim foarte în serios, nu, rolul de părinte, că trebuie să fie și cu responsabilitate, dar și cu multă blândețe și bunăvoință, nu? Măi, acum, știi, chiar mă gândeam cum ne pregătim pentru rolul de părinte. Răspunsul meu, sincer, e fiecare cum poate. Poate. Pentru că în funcție de ce avem noi, de structura noastră, de personalitate, de evenimente replicare am trecut, de ce primim de prin familie, din școală, din mediul în care am trăit, fiecare are niște idei, niște proiecții, niște modele de ce înseamnă să fii părinte sau ce înseamnă să nu fii părinte, adică cum să nu, cum să nu fii, cum să nu fac. Și atunci fiecare caută în felul său să gestioneze toată povestea asta, dar indiferent cum ar fi, părerea mea e că toate pregătirile posibile și imposibile care le facem nu ne pregătește pentru realitatea în momentul în care apare acel ghemotoc la care te uiți și zici, ok, și eu ce fac cu asta? Așa este, da. Pentru că sunt persoane cărora le este teamă. Deci mie personal îmi era teamă, era atât de mic, avea niște degete. Mi-era frică să nu-l sparg, așa sincer. Este, sunt foarte fragil. Noroc cu tatălui care și îngrijise nepoatele. Și când l-am văzut, când l-am adus de la maternitate și l-am văzut cum îl schimbă, că lua tum, 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 îi pune... Deci era să-i sar la gât. Da, da. Cum așa te porți tu cu copilul, omori? Deci... Fiecare dintre noi gestionăm cum putem. Dar să știi că vorbeam recent cu cineva, un băiat, să zic așa, la 33 de ani, care normal că fusese întrebat când face și el copil, că asta este întrebarea care ți se pune cel mai des după ce treci de o anumită vârstă. Nu? Și el a zis că în primul rând ar fi trebuit să aibă cu cine ca să-l facă. Deci asta ar fi prima rezolvare a acestei probleme. Da. Și doi, din discuția pe care am avut-o cu el, să știi că nu privea rolul de părinte în profunzime, adică nu știa la ce să se aștepte, adică știi că ai un copil, că trebuie să-l hrănești, trebuie să-l schimbi, trebuie să-l adori, să zicem așa, adică te oprești la basicul basic, la vârful icebergului, de fapt nu privești în spate cum te vei comporta tu ca părinte, ce ai învățat tu de la părinții tăi și așa mai departe, așa nu-ți faci o radiografie, noi ne concentrăm pe lucrurile astea, ce trebuie, domne, păi trebuie acum să cumpăr, da, trebuie să am nu știu ce scutece, lapte și ce mai am eu prin casă, trebuie să am un pat, ok, să vină copilul. Păi eu te întreb acum, crezi că cineva își pune astfel de probleme mai profunde? Și ar trebui să începem. Nu, asta ne gândim, ce apare chestia aia care trebuie. Ce trebuie? Hrănită, îngrijită, să nu facă, să nu se îmbolnăvească, să doarmă bine, să stea într-un mediu curat, așa. Da. Dar nu ne gândim la multe alte implicații. Și acum, cum ne pregătim? În primul rând, vestea că vei avea un copil este o veste care te scoate din
E copleșitoare. Din modul în care funcționezi tu. Unele persoane se sperie. Hai să vorbim diferit de femei și bărbați, pentru că și bărbați, se vorbește foarte mult de femei, dar și se neglijează bărbații. Băi, dar și ei, adică, o să fii tată. N-o să mai ies la bere cu băieții. Deci unii se sperie, da, alții sunt foarte mândri. Mamă, o să am un moștenitor sau o moștenitoare sau așa mai departe. Adică fiecare primește în funcție de, ți-am mai spus, de ceea ce este în interiorul lui. Uh-huh. Și atunci... E necesar să căutăm să înțelegem, pentru că, știi, am avut și nenumărate cazuri în cabinet și de femei și de bărbați care mi-au povestit și mai ales momentele astea. Băi, mă bucur, dar mă și sperii. Mi-a zis iubita că e gravidă și vrea să lase copilul. Și eu ce fac? Viața mea încotro. Exact. Da, eu mă gândesc că sunt 9 luni de sarcină, da? 9 luni. 9 luni în care, ok, te duci și la cursuri de puericultură, da? Te ocupi și de cele necesare venirii copilului pe lume, unde naști, ce faci, ce-i aduci, ce are acasă. Dar eu zic că în astea 9 luni ar trebui să lucrezi la tine și la relația dintre tine și partenerul tău, pentru că trebuie să știți cum vă veți comporta ca părinți, cu ce veniți din spate, care e modelul vostru de parenting pe care l-ați moștenit din familie, cum era mama, cum era tata. Eu zic că ar trebui făcute niște cursuri intensive, special pentru viitorii părinți, în această direcție. Eu le-aș face mai degrabă cursuri de dezvoltare personală în acea perioadă, nu neapărat de relaționare între ei, pentru că e vorba de mine, eu cu copilul, da? Eu femeia cu copilul, eu bărbatul, relația cu copilul. Și apoi relația dintre noi. Exact. Pentru că apariția unui copil care nu e, nu știu, ți-ai cumpărat o geantă nouă și sau retur după aia. Exact, sau ți-ai luat un cățeluș și face multă mizerie, îl dai altcuiva, știi? Da. Adică e ceva care îți schimbă radical viața. Și atunci, ideea este să lucrezi tu cu tine. Eu țin minte că am pățit o chestie, eram în 5 luni cam așa, aveam o pisicuță, tocmai o primisem, era mică, nu știu, câteva, o lună și un pic, și stăteam la etajul 4 sau 5, nu mai țin minte exact la ce etaj stăteam atunci, și m-am dus în bucătărie și am uitat să închid ușa de la balcon. Da. Pisicuța respectivă a ieșit pe balcon și a căzut. O, Dumnezeule! Da. Și în seara respectivă am dus-o la veterinar și a murit. Hemoragie internă. Da. Nu era încă cu 7 vieți, sau 9, sau câte au ele. Așa. Măi, mă crezi că am intrat în depresie? Păi sunt sigură. N-am fost în stare să am grijă de pisică. Da, păi de copil. Da. Deci am căzut emoțional foarte tare, pentru că nu înțelegeam ce o să fac. Și a durat o perioadă până când, cât de cât mi-am revenit. Apoi, iar un moment extrem de important a fost momentul în care am mișcat prima dată. Deci să simți că e viață în interiorul tău. Că e ceva tău, în interiorul tău. Da, mie mi se pare în continuare fascinant cum se dezvoltă viața în interiorul tău. Exact. Da. De aceea, recomandarea mea, în toate formele posibile, cum trece prin cap, lăsă-l la o parte, cum să respiri, îți spun eu, că la un moment dat se duce tot. Deci așa când se întâmplă, uiți. Așa e. Iar, uite, de exemplu, eu aveam medic, m-am dus la el, nu știu ce, și a plecat omul în concediu. Uh-huh. Și a zis, nicio problemă, până mă întorc, ai timp, până mă întorc, până nu știu ce. Și zic, bun, și dacă nu se întâmplă nicio șansă. Exact. Da. Și nelăsându-mă pe mâna nimănui, am chemat salvarea și m-am dus la primul spital, prima maternitate la care am fost arondată. Da, exact. Nu cu medicul, cu moașa. Cu moașa. Pentru că medicul dormea și era obosit și nu avea chef. Înțelegem. Și eu a trebuit să nasc pentru că deja spuneau acolo moașa și cine mai era, am născut cu o moașa și cu o infirmieră. Deci, oricât ne-am pregătit, neprevăzutul în toată povestea asta de a avea un copil, începând de la relația ta cu copilul, de la momentul nașterii, de la ce ți se poate întâmpla, că tu ți iei toate precauțiile, să fii liniștită, să fii bine, să fii zen, să fii nu știu cum, să fii nu știu... Băi, vin dar te izbești așa realitatea. Exact, vin peste tine chestia. Apoi după naștere, oricât ți-ai planificat tu și ai citit 7000 de cărți și de toate cele, realitatea, când tu ești implicat acolo, cu copilul lângă tine, cu copilul în brațe, este total diferită de ce ți-ai imaginat, ți-ai proiectat.
proiectat sau ai așteptat-o vreodată? Așa este. Mă uit pe statistici și sunt foarte multe cupluri care se despart în primii 2-3 ani ai copilului. Da, crezi că se despart? Când el are cea mai mare nevoie de amândoi. Fix în anii ăia de atașament, știi, în care se formează atașamentul. Apare o, cum să spun eu, mama simte că trebuie să fie 200% pentru copil. Și uită de tata lui copilul. Da, da, tata la copil și mama la copil. Exact. Da. Și uită, ea devine 200% mamă și uită să mai fie parteneră. Uită să îl aducă și pe tată. Știi, de multe ori tatăl este îndepărtat, nu știi să faci, nu poți sau fă, sau da, obligat să facă. Ea îi dă ordine lui, exact, știe mai bine cum se face. Exact, exact. Și bărbatul, dacă nu se simte de ajutor, se îndepărtează, nu? Exact. Că așa e psihologia bărbatului. Exact, și atunci apar aceste conflicte când el vede că nu mai are partenera. Cea cu care ieșea, se plimba, făcea sex, mergea la cârciumă sau ce mai făcea. Da, unde e iubita lui? Exact, nu? Exact. Am pierdut-o. Exact. Da. Ea este doar mamă și nu-l mai vede de foarte multe ori. Aici vorbim de, și la fel și ți-am spus, și bărbații, toată lumea pune accentul pe mamă. Dar foarte puțin se gândesc și la ce trăiește tatăl, bărbatul implicat în acea sarcină. Unii se sperie, unii pleacă. Da, unii fug. Și unii chiar nu se implică după nașterea copilului. Unii fug din bine relație. Adică mamele stau acasă, îl cresc, au grijă de el, el vine seara, îl mai vede o oră, două și aia e. Exact. Da. Și aș vrea să vorbim puțin și de părinții adoptivi. Pentru că una e să stai 9 luni, să simți, da, să te gândești că va fi, cum va fi. Dar sunt multe cupluri care nu pot să facă copii și atunci își propun să adopte. Din ce mi s-a povestit, că nu știu exact foarte bine sistemul, este o întreagă... E foarte greu. Este foarte complicat. Da. Și pentru părinte și copilul trece prin tot felul de evaluări. Bă, îl dă de probă, de aia. Adică sunt niște traume prin care toată lumea trece. Pentru că tu ca părinte adoptiv, te poți atașa de copil, să începi să-l placi, să vrei să fie la tine și dintr-un motiv sau altul sistemul ce nu ești potrivit, nu e pentru tine. La fel știu persoane care așteaptă de foarte mult timp. Și atunci e vorba de... Exact. Plus că mai sunt situații în care te trezești cu un copil. Al surorii, al mătușii, al din familie. Nu, se întâmplă accidente, se întâmplă ceva. Da. Și rămâne al tău, adică vine în grija ta. Și atunci e o chestie de asta. Eu ce fac? M-am trezit cu situația asta. Cum să fiu eu copil, că părinte? Da. Că habar n-am să fiu părinte. Eu aveam o viață. Stilul meu de viață, am rutina mea, treburile mele. Exact, programul meu. Da. Cum să... Adică, în funcție de situație și de fiecare caz în parte, pentru că nu putem să fim părinți în general, fiecare este părinte în felul său, în felul în care poate să înțeleagă și poate să gestioneze această... E un rol, da, rolul de părinte. Și... Dacă tot vorbim de roluri, copilul, deci vorbim așa, există genitorul și genitoarea, cei care dau naștere, da, dar cei care își pun acolo genele, materialul genetic ca să iasă copilul. Da. Apoi urmează mama și tata. Mama și tata nu sunt obligatoriu genitorii. Da. Deci cei care se ocupă de creșterea, dezvoltarea, îngrijirea, educația copilului. În aceste două aspecte, mamă și tată, există la rândul lor două aspecte. Un copil are nevoie din partea femeii care îl îngrijește de aspectul de mamă și de aspectul de mămică și din partea bărbatului care îl îngrijește și în viața lui de aspectul de tată și de tătic. Ce înseamnă chestia asta? Mămică este cea care oferă necondiționat, oferă hrană, iubire, giugiuleală, timpul, energia ei, orice, deci oferă fără să aștepte nimic în schimb. Și când copilul primește, copilul se simte în siguranță, se simte protejat. Sunt multe studii făcute care spun că până pe la 3 ani copilul vede prin prisma mamei. Da, pentru că el nu are o individualitate creată. Exact, așa vede lumea, așa înțelege el, așa îl vede și pe tata, și pe mama, și mătușa, și pe toată lumea. Bun, aspectul de mamă este cel care reglează
regulile și sancțiunile în interior, în casă, în cămin. Uh-huh. Da? Vine cu limitele, dacă, nu? Atunci, da. Exact. Dacă faci aia, se întâmplă aia. Dacă faci aia, se întâmplă aia. Și așa mai departe. Deci, acestea sunt rolurile de mamă și mămică. Apoi, bărbatul. Bărbatul care este acolo cu copilul are rolurile de tată și de tătic. Ce înseamnă tăticul? Tăticul este acea parte din bărbat care stă alături de copil ca el să învețe să exploreze lumea. Stă în spatele lui, copilul se simte în siguranță și îl învață să exploreze. Să meargă pe bicicletă, să se cațere, exact, să-și joace mingea, da? Prima dată când tatăl fiului meu l-a aruncat în sus și l-a prins... S-a făcut un gol în stomac. Oh, ce gol în stomac era, să stă la bătaie? Da. Ce faci cu copilul? Copilul râdea de nu mai putea. Da, da. Deci este... Acolo era tăticul. Da. Știi? Era cel care l-a desprins de realitate și îl împingea să exploreze. Asta este rolul de tătic. Deci cel care îl face pe copil să fie curios, să aibă spiritul de aventură, să nu rămână blocat în tipare, și în anumite situații. Și la mamei. Exact, da. Exact. Uh-huh. Și tatăl, rolul de tată este cel care reglează relația cu exteriorul, relația de autoritate. Adică dacă nu există aceste valențe și mai ales valența tatălui, copilul nu știe să interacționeze cu exteriorul. Așa este. La nivel de autoritate, de da, lege, de respectarea vețe, regulilor, da. Dar cu exteriorul. Mama este în interior, tatăl este în exterior. Mm. Și dacă nouă ne lipsesc aceste componente din atitudinea părinților noștri, noi nu vom ști cum să comunicăm. Și asta înseamnă cum să cerem, cum să refuzăm, cum să dăm și cum să primim. Și, corect. Și de aici se nasc niște multe alte lucruri. Nu avem timp acum, că am stat, cinci emisiuni, așa este, așa este. Cel puțin, să discutăm de chestia asta. Deci, de asta, adică, întâi, recomandarea mea sinceră este... căutați viitor părinți de orice fel. Căutați înregistrarea emisiunii pe YouTube, că o punem pe YouTube, pe canalul Metropola TV, acolo dați căutare la Părinți la Fix, că îl merită share-uită și trebuie să ajungă la cât mai mulți. Căutați să lucrați cu voi, așa, să vedeți ce frici aveți vis-a-vis de viață, de orice aspect al vieții, profesional, emoțional, mental, de a avea un copil, de a crește un copil. Te simți în stare să fii un... Și părinții nu sunt perfecți. Ieșiți din corect. Asta. Normal, facem ce putem la un anumit moment. Și este o carte, am vrut să vin cu ea, dar n-am mai avut timp să o caut. Da. Cum să nu fii o mamă perfectă. De Libby Perf? Da, da. Am citit-o când aveam 14 ani și am adorat-o. Este genială acea carte. Am vrut să... Nemira, nu mai știu pe ce editură este. Am vrut să vin cu ea, dar n-am avut timp să o caut, că am venit în... Deci îți dai seama, nici nu aveam copil, eram adolescent, deci mi-a plăcut la nebunie. Excepțională. Cum să nu fii o mamă perfectă. Căutați-o și citiți-o și tați. La pentru tați. Draga mea, am, ce să zic, ești delicioasă. Știi că ești delicioasă și că îmi place la nebunie să povestim. Nu m-am mâncat, nu te mai las că mai am nevoie de tine să mai vin emisiune, să mai povestim. Îți mulțumesc tare mult pentru această discuție. A fost minunată și a fost așa ca o trezire, da, pentru toată lumea și o conștientizare. Lucru cu sine. Lucru cu sinele. 9 luni, avem timp să lucrăm cu noi. Și cu ideea de a fi părinte. Așa, suntem prietenim cu ideea. Rămâi alături de noi pentru că avem o rubrică foarte faină.